Cristian. Data de 23 noiembrie, aproximativ la orele 1:45 noaptea, în unitatea de gardă a Comisariatului General de Poliție din municipiul Chișinău, a parvenit o informație de la spitalul de urgență, precum că la ora 00:20, pe strada Drumul Viilor 22 din municipiul Chișinău a fost maltratat cetățeanul Reșetnikov Artur. La deplasarea grupului operativ la spitalul de urgență, cetățeanul Reșetnikov a făcut o altă declarație, precum că în aceeași zi, aproximativ la orele 16, ieșind dintr-o cafenea pe strada Micle din Chișinău, unde a avut o întrevedere cu un cetățean, a fost atacat de către trei persoane necunoscute, vorbitori de limbă rusă. I-au fost puse cătușe pe mâini și forțat să urce într-o mașină, într-un autoturism de culoare albă, iar pe cap i-a fost pusă o cagulă din stofă, după care lucrul a fost dus într-o direcție necunoscută. Ulterior, fiind plasat într-o încăpere, unul din agresori a adus o cameră video cu stativ, iar altul din ei, amenințându-l cu un cuțit și un pistol cu amortizor de tip neidentificat, i-a cerut să prezinte informații compromițătoare despre liderii politici, inclusiv despre familia Voronin. Mai târziu, aproximativ la orele 22, a fost lăsat într-o scară a unui bloc de pe o stradă din capitală. De acolo a luat un taxi și s-a deplasat la domiciliu. În rezultatul investigațiilor medicale, medicii au stabilit o diagnoză prealabilă, posibil comoție cerebrală. Alte leziuni corporale nu au fost depistate. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală conform indicilor infracțiunii prevăzute de articolul 64, aliniatul 2 cod penal al Republicii Moldova, răpirea unei persoane, care prevede privațiune de libertate de la 4 până la 10 ani. Este evident că a fost pornită urmărire penală. Nu știu dacă trebuie să mă mai repet. Se întreprinde, organul de urmărire penală întreprinde toate acțiunile necesare în asemenea situații pentru a se depista persoane, pentru a se afla persoanele care sunt implicate și pentru a elucida într-un timp cât se poate de repede acest caz.